Salut și bine v-am găsit la un nou episod. O să facem Clash of Clans de data asta. Și mai știți când mi-am dat pe caul la făcut? Astăzi o să mi se facă. De-abia aștept. E foarte OP pe caul, așa că de-abia aștept. Da, nu mai am builderi. Ia să vedem ce nu am eu la pus. Mai îmi trebuie 17 wizard. Așa. Și m-am ales să fac un episod de Clash of Clans pentru că vreau să vă arăt o chestie. A fost update-ul, am făcut când a fost, era deja făcut update-ul când am filmat data trecută, dar am uitat să vă arăt. Puteți să cumpărați cu 42 de ron, 4 milioane de gold, să îți dea direct bomb tower-ul de level 2 și 1200 de ăsta de diamante sau de ciofiel. Și aici mie mi se pare că s-au ieftinit, că înainte la ăsta 500 de diamante erau 25 de ron, deci eu așa știu, nu știu ce să zic. Și după cum puteți să vedeți, cum puteți vedea, s-a scumpit ăsta, elixirul și goldul. Și, da, și s-au băgat mult mai multe chestii, o să vă arăt în episod de azi ce s-a băgat mai nou. Top player, local, global ăsta. View clan, view profil, doamne. View profil, profil. S-a băgat gigant de level 8, dragon 6, wiz 7, balon 7. Și o să vă arăt acum ce trupe are, să vedem, să sperăm că are ceva nou, să vedem cum arată. Are bowler, mine, golem. Nu are nimic nou. Ok, hai să ne uităm la altul. Nu știu unde să pun facecam-ul ăsta, că nu se mai vede. Nu se mai văd lucrurile dacă îl pun undeva. Și nu o să-l pun în mijloc. Hai, o să-l pun aici în continuare. Top player. Hai să găsim un telefon mai mare. 221 este cel mai mare profil. Și încă ăsta are dragonul de 6 și Uris de 7, deci nu o să ne uităm la asta ca să vă arăt trupele noi. Uite, ăsta le are și să sperăm că are ceva nou. Hai, frate, pe bune, tot ca ăla. Aceleași trupe. Sal. Și dacă vreți să intrați în clanul meu, se numește România Academy, ca pe Clash Royale. Merge așa? Da, merge. Hai, că merge. Mă doare gâtul, că am filmat înainte 3 episoade, am stat așa și mă doare gâtul. Episodul ăsta o să fie puțin mai scurt, decât vreau să vă arăt chestiile noi. Și dacă nu o să apuc, o să vă arăt în episodul viitor. 205 profil, nu are. 210 profil. Da, stai că nu contează. Chiar și ăștia de level mic, că nu-ți dau level la trupe. Ne uităm așa pe rând. Cum ar fi, uite, ăsta are dragon de 6, dar nu are wiz de 7. Vreau să vă arăt ambele chestii. Hai că ăsta are wiz de 7, să vizităm că poate are wiz. Are minion și baloane, atâta, și un lava hound, 2 lava hound, baby dragon, arcaș. Dar unde sunt mă ăștia, că eu nu le văd. Uite-l. Aha. N-are wiz. Ce păcat. Ce păcat. Ăsta, baby dragon de level 3 are aripi de aur, frate. E valoros.
Toate, da. Nu găsesc niciunul mai bun, Roger, cu ăsta. Profil? Bă, dragon de 6. Hai să vedem dacă are băgați. Dacă nu, o să pun pauză la video și o să caut dragon de 6. Nu are. Mega Empire Asia. Ok, așa scrie cu gardul. Deci, bază troll. În fine, o să pun pauză la video și o să caut. Am revenit, hai să vedem. Eu mi-am oprit facecam-ul pentru că cred că o să acoperi ceva și na. Eu nu vreau să vorbesc. Ah, da, s-a băgat și pe Catinci. Am uitat să vă arăt. Of the new update stuff, and all this stuff is subject to change, so what I'm going to be showing you could change by the time it is released, and so I won't be showing you any stats or anything like that, but I'm going to be showing you some gameplay, and what I'm going to be doing is on the left side of the screen, I'm going to show you what is currently in the game, and then on the right side of the screen, I'm going to show you what is in the update, and that will give you a bit of an idea of what to expect when the update. There are so many cool new toys coming out, so just gonna start right at the top, and one that I am super excited about, Wizard Level 7. Wizard de 7 in partea dreapta. Wizard de 7 in partea dreapta. Are aici, in fata la chestia, la plovărul, nu la plov, doamne, la plov. La chestia nu mai știu, nu vine acum. La un fel de halat, nu vine acum. Are chestii de alea portocalii. Triunghiuri sau ciofiole. Hai să vedem continuare. Și sperăm să vedem și dragonul de 6. And damage are going to be slightly increased, and that also means since Wizard Level 7 is going to Town Hall 10, Wizard Level 6 is dropping down to Town Hall 9. What? So very cool stuff with the wizards. Really excited to have that Wizard Level 6 dropping down to Town Hall 9, and there's a couple things with the wizard. I'll get into that later. Next up is the hidden Tesla level 9 is making its way to Town Hall 11. And listen to this, guys. This is huge. Hidden Teslas, all the hidden Teslas, are no longer going to do 2x damage to the P.E.K.K.A. So you think in P.E.K.K.A. walk, go home. I mean, it's really cool to have the P.E.K.K.A. getting some life back in the game. It was one of my favorite troops and one that I used a lot in the very beginning. Acolo, pe spatele aripelor. Și are ceva, are foc mai puternic la ochi și are ceva pe spate, nu știu ce. Nu văd. So, just in time for the live stream, gonna be beefing up the air attacks, which would be really cool to see that ground versus air. Now that they have... În fine, acestea au fost și hai să revenim iar pe Clash of Clans. Și oricum, ăsta am vrut să vă arăt. Și aici o să încheiem episodul. Să nu uitați să apăsați butonul de like și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa! Și s-ar putea să fie episodul viitor, azi sau mâine, nu știu. Și oricum ne vedem data viitoare. Pa, pa!